prieteni, am revenit la doamna doctor Ana Olinic, care ne va vorbi și de această dată despre sănătate. Și să știți, nu e așa că nu ne mai este frică de medic? Nu e așa, Luc? Nu-ți mai este frică de medic? Să știți, dragi prieteni, că Luc mi-a mărturisit că lui era frică de medic, dar acum nu îi mai este. Deci, bine v-am regăsit! Bine ai venit, Teo! Te salut pe tine și pe toți prietenii tăi! Astăzi vorbim despre coloana vertebrală și pozițiile corecte ale unui organism în creștere. Ce este coloana vertebrală? Coloana vertebrală este o grupă, sau șira spinării, cunoscută popular sub numele de șira spinării, este o grupare de oase, în număr de 33, sub formă de cubulețe, unele peste altele așezate, și care adăpostesc în mijlocul lor un pachet nervos, practic toți nervii care trec de la creier spre toate celelalte elemente ale corpului, mâini, picioare, organe interne, trec prin coloana vertebrală. De ce este important să avem o poziție corectă a corpului? Este foarte important pentru că din prima zi în care ne naștem, începem să creștem. Creșterea se termină în jurul vârstei de 18 ani. Orice organism care crește este maleabil. Deci și oasele sunt maleabile, adică un pic mai moi, ceea ce le dă posibilitatea ca să te dezvolți. Dacă coloana susține corpul și susține nervii care trec prin interiorul ei, este foarte important ca noi să stăm corect. Care ar fi pozițiile corecte și cele incorrecte ale corpului? Perfect, bună întrebare. Începem cu poziția la scris și la învățat, pentru că, practic, 5 ore la școală cu 4 ore acasă pentru teme sunt cam 9 ore. Dacă e să împărțim 24 de ore, înseamnă că aproximativ o treime din viața voastră se petrece învățând. Da? Și atunci e important să știm. Deci când scriem, când învățăm, stăm la un birou sau la o masă, a cărei înălțime ar trebui să fie în dreptul coatelor voastre. Deci nici mai sus, nici mai jos, ca să nu stăm gheboși. Ambele coate trebuie să stea pe masă pentru ca umerii noștri să fie la același nivel. E foarte important. Picioarele trebuie să stea sub masă. Fie pe un scăunel, dacă nu avem scăunel, avem un teanc de cărți, un teanc de reviste sau ceva, nici într-un caz picioarele sub voi sau un picior sub voi, pentru că atunci coloana stă strâmbă, și nici într-un caz, ca să spunem pozițiile incorrecte, poziția asta, da, se practică, sau poziția asta, scrim aici, da, da, se practică. Deci am început cu scrisul și învățat. Voi mai petreceți timp și la televizor, da? Televizorul trebuie să fie în fața privirii voastre, deci voi vă așezați în fața televizorului, într-un fotoliu sau într-un scaun în care veți avea o poziție corectă. Nu în pat, cu 100 de perne sub cap. Da? Pentru că atunci coloana, stați așa ca într-o covată și coloana se formează curb. Când stați la calculator, unde e monitorul tău? În partea dreaptă. Nu este un lucru foarte bun. Ar fi ideal să fie perpendicular pe privire ca să nu mai fi nevoit să stai așa tot timpul. Pentru că aici se poate, stând mai multe ore, coloana deviază. Și vreau să-ți mai spun o poziție vicioasă care este frecventă. Statul pe un picior, dacă îmi permiteți. Te rog să te ridici. Da. Deci, stăm așa. Da? Ne uităm? Stăm așa. În momentul în care stăm pe un picior, coloana deviază spre dreapta. Și nu stăm un minut. Stăm în curte, stăm în recreație, stăm în parc, stăm peste tot. Deci statul pe un picior strâmbă coloana. Da. Duci greutatea mai mult pe picior. Ideal e să stăm pe ambele picioare, picioarele un pic mai depărtate și corpul drept. Și atunci se repartizează uniform greutatea. Și să mai spunem și cum e când dormim. Spune-mi, tu cum dormi? Ce fel de pernă ai? Am o pernă micuță. Foarte bine. Deci trebuie să dormim pe un pat cât mai drept, nu foarte moale, nici foarte tare, cu pernă cât mai mică, ca să arătăm frumos. Aștept următoarea ta întrebare.
Care ar fi felurile în care ne putem păstra poziția corectă? În primul rând să facem sport. Și dacă nu avem loc, unde păi, să hai facem... să luăm un sport care putem să-l facem acasă, de exemplu. Bine, ideal e să facem not. Este cel mai complex sport care dezvoltă toate grupele de mușchi. Dar dacă, din diverse motive, nu reușim să ajungem la bazin, că suntem răciți, că nu e apă caldă la bazin, că e închis, putem face acasă notul pe uscat. Dacă îmi permiteți, fac o demonstrație. Nu costă niciun ban. Numai că trebuie să faceți acasă sub supravegherea părinților. Te rog să te așezi pe pat. Deci poate fi un pat mai dur sau chiar jos, pe o suprafață dură. Copilul va fi supravegheat, deci ținut de picioare. Privirea înainte, Teo, te rog frumos. Privirea înainte. Și încep să faci not. Așa. Mișcarea poți să încep să faci. Asta este mișcarea. Așa. Ce se întâmplă cu această poziție? Notul pe uscat dezvoltă mușchii de o parte și de alta coloanei vertebrale. Și atunci nu mai lasă să se strâmbe atât de ușor. Cam câte de astea crezi că poți să faci? Nu știu. 20, 30. Dacă faceți măcar 30 sau 50 în fiecare seară, e perfect. Supravegheat de mami sau de tati sau de bunici, când se uită el la știri, voi faceți asta. Nu uita să respiri când faci asta. Și atunci o să stai frumos. Ok. Vrei să mă mai întreb ceva? Da. Dacă sunt copii care descoperă că au o problemă cu coloana, cui se poate adresa? Deci, s-ar putea ca după această emisiune, foarte mulți copii să realizeze că au o problemă alături de părinți. Nu intrați în panică. Deci, mergeți la medicul de familie, la medicul școlar, la medicul specialist, deci la oricine. Aveți o bănuială că e ceva în neregulă, mergeți ca să aveți o confirmare sau a infirmării acestui lucru. E foarte important să o luăm din timp. E foarte important. Dacă se întâmplă coloana să fie foarte strâmbă, deci dacă lucrurile avansează foarte, foarte rău, aveți nevoie de tratament de specialitate. Nu vreau să intru în amănunte. Nu vrem să ajungem acolo. Această emisiune pentru asta este. Să nu ajungem acolo încât să trebuiască operație la coloană sau multe spitalizări. Pentru toți părinții care pot să supravegheze copiii când sunt acasă, pentru medicii de școli care fac asta la școală cu triajul și cu activitățile de începutul școlii, cu toți dascălii care stau cu copiii 5-6 ore, din când în când să le amintească să stea drept și dacă li se pare că unul nu stă drept, să spună părinților și să-l trimită la medic. Și voi copii, voi trebuie să conștientizați, da? Părinții, medici, vin după aia, voi trebuie să stați drepți. Deci când mama spune, vă rog, te rog, vezi că stai strâmb, vezi că nu stai drept, vezi că stai cu piciorul sub tine, mama va atrage atenția și e bine să o ascultați, pentru că după această emisiune ați înțeles ce se poate întâmpla. Vă mulțumim foarte mult! Te pup și sper că toată lumea o să țină cont de ce am spus și vă doresc să fiți sănătoși!